Spitalul Municipal Sighetu Marmației a semnat un nou contract de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană. Finanțarea este acordată în cadrul programului operațional Infrastructura Mare pentru proiectul Consolidarea Capacității Spitalului Municipal Sighetu Marmației în gestionarea situației de urgență cauzată de criza COVID-19. Valoarea totală a proiectului este de 10,8 milioane de lei și nu necesită cofinanțare din partea beneficiarului. În cadrul proiectului vor fi achiziționate echipamente și aparatură medicală, reactiv și consumabile pentru laborator, dezinfectanți, materiale sanitare și echipamente de protecție. Acesta este cel de-al cincilea proiect elaborat de Spitalul Municipal Sighetu Marmației și aprobat la finanțare de Uniunea Europeană în ultimii 3 ani. Un nou proiect câștigat de Spitalul Municipal Sighetu Marmației, este vorba despre al cincelea program de finanțare care anunță investiții importante în unitatea pe care o conduceți. Despre ce proiect este vorba? Da, într-adevăr este cel de-al cincilea proiect elaborat și aprobat la finanțare de către Uniunea Europeană pentru Spitalul Municipal Sighetu Marmației. De data aceasta, contractul de finanțare este în cadrul programului operațional Infrastructură Mare și se referă la proiectul Consolidarea Capacității Spitalului nostru în gestionarea situației de criză generată de apariția COVID-19. Când a fost depusă cererea de finanțare? Cererea de finanțare a fost depusă anul trecut, în cursul lunii septembrie, iar în cursul zilei de ieri a fost încărcat pe aplicația MySmith contractul de finanțare semnat și de domnul ministru. Este un program la care puteau accesa și alte spitale din țară? Da, în cadrul acestui program puteau să acceseze toate spitalele care au fost înscrise în hotărârea de guvern 555, cunoscute sub denumirea generică de spitale COVID. Este vorba despre o sumă impresionantă, am putea spune? Da, este vorba despre peste 10 milioane de lei, adică mai exact 10.803.000 de lei. Această sumă ne permite spitalului nostru să decontăm tot ce am achiziționat începând cu luna februarie a anului precedent, deci cam de când a început criza COVID, să ni se restituie banii și să mai continuăm achiziția de echipamente de protecție, materiale sanitare, reactivi și consumabile de laborator. Mă refer aici la cele care au legătură cu laboratorul de biologie moleculară unde se fac testele, acele teste PCR, de asemenea echipamente și aparatură medicală. Cam jumătate din sumă este alocată pentru echipamente și aparatură medicală care în special se adresează secției de boli infecțioase, compartimentului de primiri urgențe, secției de anestezie și terapie intensivă, cele care au fost în prima linie în lupta cu COVID-ul, dar și în restul secțiilor cu echipamente sanitare care asigură protecția împotriva infecțiilor. Mă refer aici, vă dau un exemplu, sunt acele lăpi de dezinfecție cu ultraviolete. Am prevăzut ca fiecare secție să mai primească câte două astfel de lămpi pe lângă cele care există la ora actuală pe secții. De asemenea, echipamentele de protecție se referă la întreg personalul, indiferent de secții. Se știe că anul trecut a fost o criză fantastic de mare. Cu această finanțare vom avea banii disponibili să ne asigurăm un stoc tampon care să fie disponibil în magazie la orice oră. Se știe că la nivel de țară ne-au prins descoperiți pe această problemă. De asemenea, dezinfectanți, materiale sanitare. Un aspect foarte important este faptul că beneficiarul, cofinanțarea din partea beneficiarului este zero pe acest proiect. Da, într-adevăr,
nici unitatea administrativ-teritorială, adică primăria municipiului Siget, nici beneficiarul Spitalul Sighetu Marmației nu trebuie să asigure cofinanțare. Deci 100% suma este eligibilă la finanțarea de către Uniunea Europeană. Este un avantaj foarte mare. Ne-ați obișnuit ca pe celelalte proiecte pe care le-ați implementat să aveți parteneri. Aveți vreun partener? Nu, de data aceasta nu există parteneri la acest proiect. Este un proiect individual. Pe ce durată se întinde? Durata de implementare este până la sfârșitul anului 31-12, dar conform contractului de finanțare, în cazuri excepționale, se poate decala perioada de implementare. În afară de achiziții, mai aveți prevăzute și alte activități? Nu, este vorba, se referă strict la achiziții pe cele menționate de mine. Aveți o echipă care se va ocupa de... Este aceeași echipă care lucrează încă și pe celelalte patru proiecte care sunt în derulare. Acum ne pregătim să închidem la sfârșitul acestei luni trei dintre ele și vom rămâne în continuare cu două proiecte în derulare. Spitalul Municipal Sighetu Marmației a reușit astfel accesarea 5 cereri de finanțare, să spun așa, în vreo 3 ani. Este o performanță. Da. Cele 5 proiecte însumează peste 17 milioane de lei. E totuși o valoare în 3 ani, mai ales în contextul în care până acum Spitalul Sighetu Marmației nu a accesat nicio finanțare de la Uniunea Europeană. Eu zic că este o performanță și este meritul colegilor care s-au implicat în elaborarea și derularea acestor proiecte. Dați seama că nu a fost o muncă chiar ușoară, dar a fost o muncă frumoasă, în sensul că în momentul în care au început să sosească echipamentele și aparatura medicală în spital, a fost o satisfacție deosebită, atât pentru cei care au muncit la implementarea acestor proiecte, cât și pentru personalul de pe secțiile unde au sosit aceste echipamente, dar să nu uităm că beneficiarul final este pacientul. Și pe acest proiect este prevăzută achiziționarea de echipamente medicale. Vor fi și echipamente medicale care vor necesita specializarea angajaților dumneavoastră, personalului medical? Toate echipamentele medicale care s-au achiziționat sau care se achiziționează în spitale, că sunt cu sursă de finanțare de la Uniunea Europeană, de la Ministerul Sănătății, nu se consideră încheiat și nu se poate efectua plata până nu se realizează și instruirea personalului. Toate firmele care livrează aparatură medicală au un departament care se ocupă de instruirea personalului. Document care se atașează la factura cu echipamentele sau materialul sanitar trebuie să fie însoțită obligatoriu de procesul verbal de punere în folosință și procesul verbal de instruire a personalului cu nume, prenume, număr de ore. Astfel, valoarea finanțărilor nerambursabile de la Uniunea Europeană absorbită de Spitalul Municipal Sighetu Marmației în ultimii 3 ani este de peste 17 milioane de lei.